Potrivit reprezentanților APIA Sălaj, până la începutul lunii septembrie 2013, au fost autorizați la plată aferent campaniei din anul 2012 peste 25.000 de fermieri cu o suprafață solicitată de aproape 136.000 de hectare. Campania de depunere a cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață 2013 s-a derulat în perioada 1 martie 15 mai 2013. Am înregistrat pe forma de sprijin, care e cea mai importantă și mai întâlnită la noi în țară, sprijin pe suprafață. În agricultură, formele astea de sprijin cuprind mai multe pachete. În acest an, în Sălaj, avem 24.860 de cereri. Au scăzut față de anul trecut cu 400 de cereri, dar a crescut suprafața. Datorită faptului că s-au comasat, anumite exploatații au crescut și altele care au fost foarte mici au dispărut. La începutul lunii septembrie în 2013 au fost autorizați la plată aferent campaniei 2012 25.000 de cereri cu o suprafață solicitată de 135.995 de hectare cu o sumă de 56.481.052 lei. În trimestru 1, în 2013, s-au plătit 53.895.000 și în trimestru 2, 2.585.996. În perioada 16 mai 10 iunie 2013 s-au primit cereri cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, în perioada 1 martie 2012-15 mai 2012 s-a desfășurat campania de depunere a cererilor unice de plata pe suprafața aferente anului 2013, până în data de 10 iunie 2012 fiind depuse 24.839 de cereri pentru suprafața de 136.622,32 hectare. În ceea ce privește preluarea cererilor de plată pentru schema de sprijin pe suprafața față campania 2013, reprezentanții APIA susțin că acestea s-au desfășurat la APIA Centrul Județean și în cele 7 centre locale. Anul ăsta, datorită solicitărilor unor primari, ne-am deplasat și la primării. Avem vreo 10 primării unde am fost și am preluat cereri acolo. Părerea mea personală și e un punct de vedere. E mai ușor pentru fermieri că nu se deplasează până la un centru local, dar mai rău pentru ei că nu se pot gestiona și nu au posibilitatea să vadă în sistemul de intranet. Pentru că în intranetul pe care îl deținem noi pot să vizualizezi cererile de plată de pe anii anteriori și știți cum e, probabil că majoritatea știu. Fiecare fermier trebuie să-și identifice exact parcela și fermierii noștri fiind un pic mai în vârstă, majoritatea e mai greu. Trebuie spus de asemenea că pentru campania 2012 s-a efectuat plata în avans, începând cu data de 16 noiembrie 2012, iar plata finală pentru cererile pe suprafață s-a efectuat începând cu data de 1 decembrie 2012. Pentru campania 2013 se va proceda la fel ca în anul 2012, ca termene de plată către beneficiari. Călin Perneș a afirmat de asemenea că la începutul lunii septembrie s-a demarat și plata în avans a campaniei 2013 AXA 2, până la această dată dintr-un număr de 4.308 fermieri, 3.014 fiind aprobați și transferați în contabilitate, urmând ca în cel mai scurt timp să se efectueze plata către beneficiari.